Bine ați revenit la un nou episod Dacia 50 Vlog. Înainte de a porni pe urmele Daciei, care a văzut toată Europa, trebuie să închei concursul lansat în episodul anterior, acolo unde Titi a oferit o machetă și un breloc cu Dacia. În primul rând, mulțumesc tuturor participanților, ați fost mult mai mulți decât mă așteptam. Dar ca să nu mai lungesc vorba, câștigătorul brelocului este Florea Andrei, iar marele câștigător este Andreas Bratosin. O să vă rog să-mi lăsați un mesaj ca să stabilim cum facem să intrați în posesia lor. Și acum, vizionare plăcută! Salutare tuturor oamenilor de Dacia și bine ați revenit la un nou episod din Dacia 50 Vlog. Eu astăzi sunt cu un invitat special, și anume Vlad Gabriel Stanciu, un posesor de Dacia Sport, care are o poveste foarte interesantă și pe care vreau să o descoperiți chiar voi prin spusele lui. Bine te-am găsit! Bine te-am cules! Mulțumesc pentru plimbarea până aici, în cazul în care nu vă dați seama unde suntem, e undeva prin apropiere de aeroport Otopeni. Motivul pentru care am ales această locație este pentru că această Dacia are foarte mulți kilometri rulați prin toată Europa, iar am zis că decorul ar trebui să se potrivească cumva așa cu toată discuția noastră. Vlad, dacă ar fi să ne spui în 30 de secunde cine este Vlad, cum l-ai descrie? Păi, Vlad, e un băiat de pe sectorul 6. Născut acum vreo 33 de ani, care de mic a plăcut să arunce privirea pe mașini, să-și bage nasul el pe unde își bea mai puțin sau mai mult oala. Și ăsta sunt eu, mașina a fost cadou la 18 ani, cadou din partea bunicilor, iar de atunci, de aproape 15 ani, parcurgem drumul împreună prin țară și prin Europa, după cum spuneți. Chiar asta voiam să te întreb, adică ăsta era următorul punct de pe chestionarul Dacia 50, și anume, cum a început relația ta cu Dacia? Adică, ăsta e primul contact cu Dacia pe care l-ai avut vreodată sau încă de dinainte de 18 ani ai avut așa amintiri ceva? Păi, am avut contact de pe la vreo 6-7 ani, când noi în familie am mai avut încă o Dacia 1300, care din păcate nu mai este. Iar fiind cel mai mic, tata chiar mă punea la un moment dat, când am făcut acea mașină bară-bară, să mă bapăre de sub, să dau cu pensula, cu terosol. Să insonorizezi, practic. Exact. Pentru că eram cel mai micuț și chiar îmi plăcea să fac treaba asta. Iar primul contact care l-am avut cu mașina mea a fost, cred că tot pe la 6-7 ani, când mergeam la bunica în vizită, mașina era tot timpul acoperită, bateria ținută în casă, pentru că făcea 2-3 drumuri pe an cu ea și asta să mențină bateria, o ținea în casă. Era mai degrabă o mașină de călătorie, așa, de concedii? Da, era singura mașină, ei fiind în vârstă, deși bunica mai avea permis și plăcea foarte mult să o conducă, nu aveau foarte multe drumuri de făcut. Piața era foarte aproape și na. Și de atunci mă țin minte că mergeam la ei cu părinții și cu fratele. Tata căra bateria de la etajul 3 până în fața blocului, căra bateria, o pornea, iar după ce își făcea un pic rodajul, să zic așa, să ajungă la relantii și toate cele, opream motorul, scotea cheile și mă lăsa și pe mine la volan să stau. Este mașina acoperită, copilată destul de veche. Mai puțin colțul acela ca să pot să intru în mașină. Eu, într-o semi-penumbră, stăteam în mașină, studiam cu atenție butoanele, care la vremea aceea nu aveau nicio noimă pentru mine, doar că erau colorate și îmi plăceau foarte mult. Și de atunci, chiar dacă nu ajungeam la picioare la pedale, îmi plăcea foarte mult să stau în ea, era un miros care chiar se mai simte uneori în mașină. Adică e o senzație aparte pe care o trăiam atunci și trăiesc acum cu ea. Mi-ai spus un pic mai devreme, chiar de la prima întrebare, cum că ai primit-o cadou de la bunicii tăi. Ei bine, eu aș vrea să știu cam care este toată istoria ei și de asemenea și niște date tehnice, dacă se poate, pentru cei care sunt mai tehnici dintre urmăritori. Păi,
Hai să încep cu datele tehnice, să nu uit de ele. Ea este din 1986, a 1450-a Dacia Sport făcută, în iunie. Acum, pe ea a fost fabricată în iunie, sau nu? Că toate mașinile erau fabricate în iunie atunci. Motor de 1.4, original, nefăcut, neschimbat nimic în el, deși are 131.000 de kilometri acum. Alte date tehnice. Toată lumea știe că e mai scundă cu 10 cm decât o... Ușa lungă, ușa scurtă. Ușa lungă. Se poate, dacă fața de ușă este dată jos, se poate observa un adaos de tablă pus românește frumos acolo ca să prelungească ușa. Și, într-adevăr, scaunele, după cum ziceam, scheletul este cel original. Au fost retapițate acum aproape 8 ani de zile. Și bordul, la fel, este cel original, care, din păcate, a început să crape, că asta e boala lor. Și, în rest, cam atâta despre partea tehnică. Să revenim la bunici. Fi născut în februarie, a făcut 18 ani. Oricum mă duceam la bunica, că doar ea mai era în viață în ultima perioadă. Mergeam și atunci când am adus, că gata, am făcut 18 ani, o să ne dea mie. Mașina stătea de vreo 3 ani la tata într-un garaj. A avut o problemă cu capacul de apă în ultimul drum pe care l-a făcut tata cu bunica. Și mi-a zis, gata, am făcut 18 ani. Da, ți-am promis-o ție. Nu mă țin de cuvânt, doar că să te perești. Mi-a rămas un pic așa, nedumerit. Deși mă așteptam, era un răspuns firesc. Că dacă o să mergi cu ea, nu. Uite, mi-a dat și o parte din bani pentru școala de șoferi. Și că faci școala, iei permisul, mai zic că nu poate. Zici și făcut. 6 luni mai târziu i-am permis în brațe. La ea deja începusem să lucrez la mașină, pentru că de atâta vreme trebuia schimbate furtune și toate cele. Și a zis, da, foarte bine, bravo, hai să mergem, facem actele frumos, să fie toate pe numele tău, să nu fie discuții. Și în clasa 12-a, cum eram atunci, în vara aceea, am trecut-o pe numele meu, cu condiția de a plimba-o pe bunica de câte ori are nevoie. ce drăguț, asta da târg. Și i-am zis că nu o să se pună problema, n-o să nu fac problema, asta. Să nu fac asta, pentru că oricum o vizitam și de fiecare dată când mergeam, deși stăteam foarte aproape, mergeam cu mașina și era foarte bucuroasă să o vadă. Și într-adevăr, am făcut, cred că, de vreo 7-8 ori am fost cu ea la piață, la supermarket, la diverse cumpărături ca să o ajut, pentru că oricum aveam. Adică nu eram de genul, gata, mi-ai dat o mașină. Nu. Nu, chiar mi-a făcut plăcere și chiar se bucura să mă vadă cu ea acolo. Bun, această mașină era similară cu cea din familia voastră? Adică în sensul că era mai mult pentru călătorii și pentru... sau era așa daily use? Nu, mașina era doar pentru călătorii, cât a fost în proprietatea lor. Aveam niște rude undeva de la Grivița. Și făceau câteva drumuri și pe-o și cam asta. Deci mașina, când am luat-o eu în 2005, avea 34.000 de kilometri. Și acum are 131? Da. Bun, hai să vedem cum ajungem de la 34.000 la 131.000. Când te-ai hotărât să faci primul drum de anvergură cu mașinuța? Apropo, are vreun nume? Da, ea îi zicea Bombonica. Așa. Iar eu în liceu am mers cu ea zilnic, pentru că să mă obișnuiesc în primul rând cu ea, să văd care treaba. Și colegii de atunci îi spuneau Vlad Mobil. Că tot timpul îi duceam,
ne duceam și pe ea acasă, stau foarte aproape și chiar îmi făcea plăcere să-i duc. Să zic, au rămas cu ambele. Ok, bombonica Vlad mobilul. Da. Ok, bun. Acum revenind la partea cu călătoriile, de ce te-ai hotărât să călătorești prin Europa cu ea? Păi, primul eveniment pe care, prima excursie pe care am făcut-o în afara țării a fost în Bulgaria. Cu prietena mea am vrut să ieșim un pic în afara țării, să vedem marea și de la alții. Pentru că nu mai fusese niciunul dintre noi în Bulgaria și hai să mergem cu ea, ce are. Oricum, altcumva nu te-ai dus acolo. Și am... Atunci a fost primul drum. Foarte miras cei de la vamă. Asta se întâmpla în 2015. Bucuroși. Au pus câteva întrebări. N-am avut niciun incident cu ea. Am ajuns foarte bine în Varna, pe care ne-am întors. Hai că poate și mai lung un pic. Pe care a venit o invitație din partea celor de la care am și tricoul. Ok. În 2016, cei de la Satul Mare, pe care îi salut acum, sper să urmărească cu interes. Unul dintre colegi pe care i-am cunoscut la diverse evenimente a zis să n-ai vrea să faci un drum mai lung, să cunoști niște polonezi care sunt negoți de daci. Hai că și așa aveam concediu în acel an, hai să mergem. Unde ne întâlnim? Păi uite, mergem, plecăm în București, am plecat în Polană, am mers până la Satul Mare și acolo am cunoscut niște polonezi foarte, nu știu, n-am cuvinte pentru ei, pentru că m-au uimit foarte mult. Deși învățaseră destul de recent română, au vorbeau chiar bine unii dintre ei și pentru că inițial, bă, na, Polonia, o să înțelegem în ce limbă. Că am rămas foarte surprins să văd că știu româna și chiar s-au perfecționat de-a lungul timpului. Am vorbit cu ei, au fost, fiind singura de acest care a fost prezent atunci, erau foarte mirați care e istoria ei, tot felul, da, tot felul de întrebări. Și de atunci, când asta a fost în iunie, și am zis, hai, ne ducem, ne întoarcem, hai să facem și altceva între timp. Păi, eu cu un an, cu 2 ani înainte, fusesem cu părinții, scosesem în sfârșit din țară și fusesem într-un mic circuit, Budapesta, Viena, după care ne-am întors în țară pentru că n-am mai continuat și aveam un traseu în minte de pe atunci. Am prezentat prietenei și mi-a zis, bă, eu n-am fost unde zici tu, hai să mergem. Și ia, am pornit. Să vezi pe hartă, din Satul Mare Budapesta, am stat în fiecare oraș cam două nopți. După care din Budapesta am fost în Bratislava, din Bratislava în Ljubljana am trecut un pic, ne-am oprit și prin Viena, că ne-a plăcut foarte mult orașul, dar îl văzusem iarna, am zis hai să vedem și vara cum e. După care Ljubljana, Zagreb, acolo am stat trei nopți. Pentru că am fost la lacul Plitvice. Foarte frumoasă rezervația este. Eu n-am văzut turcoază în viața mea până acolo. Exact. Până acolo a fost... Acolo, ca o mică paranteză, am avut și un mare noroc cu niște chinezi care la un moment dat se bifurca drumul și aveai de ales să mergi către unul din lacuri sau către cascadă. Și acolo ne s-a spus că drumul către cascadă este un pic parțial inundat, că ne-a zis în engleză că nu este it's forbidden but not denied. Adică dacă vezi pe barba voastră. Și bine am făcut că am văzut cascada de aproape și spectacol. Da, este incredibil ce se întâmplă acolo. Deci după ziua aia, am petrecut toată ziua aia în parc, nu mai puteam de picioare, am mers tot parcul pe jos și a fost incredibil ce a fost acolo. Bun, și de la Plitvice încotro v-ați îndreptat? Ne-am întors în Zagreb, am pornit spre Belgrad, am stat și acolo două nopți, după care am fost la un bun prieten în Timișoara,
pentru o vizită scurtă, cascada Bigger, înapoi pe Cristura Dunării, înapoi acasă. Deci prima ieșire de anvergură, câți kilometri a avut? 4055. 4055, bun. Atunci eu o să te întreb care a fost cea mai mare plecarea voastră? Cea mai mare a fost în anul următor, în 2017, când tot vinovați sunt polonezii, deoarece de data asta ne-au invitat la ei în Cracovia. Uh-huh. La fel, am zis, ne oprim și ne întoarcem, prea rost. N-are niciun farmec. Hai să mai vedem. Și atunci noi aveam de gând, aveam un plan, de fapt, de ceva vreme să vedem aurora boreală. Uh-huh. Știm că erau șanse destul de mici să o vedem chiar atunci în septembrie, dar am zis, hai să încercăm, pentru că vrem să vedem și țările baltice, iar făcusem un pic de calcule, avionul până în Norvegia ar fi fost mult mai scump. Așa că cea de-a doua excursie am sumat peste 10.000 de kilometri. Peste 10.000. Uh-huh. Iar atunci din Polonia am văzut țările baltice. Din Estonia am trecut în Finlanda cu feribotul. În Finlanda am trecut pe la satul de Moș Crăciun. Foarte, foarte tare a fost atunci și o senzație unică. După care am ajuns în Norvegia. Am început să vedem aurora boreală. Uh-huh. E un fenomen incredibil ce nu poate fi descris, adică nici nu poate fi comparat cu altceva, trebuie văzut cu ochii și doar atunci poți înțelege exact ceea ce se simte. Și de acolo am coborât pe coasta Norvegiei până în Oslo. Din Oslo am trecut în Danemarca pe podul Olesund, este un pod vestit de-a lor, unde cele mai lungi din Europa și se termină cu un tunel. Din Copenhaga am mers mai departe, am ajuns în Germania, în Berlin, după care în Praga, ne-am întors la lacul Balaton, din păcate nu mai era sezon în sombrie când am ajuns de acolo. Am văzut lacul și după care ne-am oprit undeva la un bun prieten de acolo și am venit înapoi acasă. Toată excursia a durat 37 de zile. Mamă, da, wow! Da, pentru că aveam experiența din anul precedent, în care ne-am dat seama că două nopți nu prea sunt suficiente pentru orașe și am ales, majoritatea au fost cam trei nopți. Ok. Bun. Și ați avut, în primul rând, care era reacția oamenilor care vedeau, că bănuiesc că nu știau care-i faza, că îi seamănă cu un Renault, dar e ciudat în spate. Mulți oameni erau foarte mirați de mașină. În principiu, finlandezii au fost cei mai mirați. Pe vremea aceea aveam și niște numere de la evenimentul din Cracovia. Uh-huh. Că e vreun raliu pe aici și nu știm noi. Nu, că uite așa, ne povesteam pe scurt. Întrebau și vorbeam cu ei. Și erau foarte uimiți. Chiar mulți credeau că este Renault 12. Uh-huh. Și unii credeau că l-am făcut eu custom și cum m-au lăsat să mai ies el pe stradă. Deci chiar anul trecut, în ultima excursie, în Andorra, într-o parcare, un domn de acolo, da, că pot să vin și eu până la mașină. Mașina era parcată într-un stâlp și nu se vedea toată. Văzuse doar fața mașinii. Și pot să vin și eu până la mașină, că da, nicio problemă. Și când a rămas așa, mirotică, dar ce e asta? Cum are două uși? Ai sudat ușile. Foarte revoltat un pic. Că da, ce ai făcut? Cum te-au lăsat ăștia? Doamne, uite, sunt în România, uite, treabă, uite. Da, am văzut acum. Că uite, România au avut și ei versiunea lor de cupe, pentru că au avut un proiect care inițial a fost un prototip și după aceea s-au gândit că facă și mașina de serie. Tot nu-i venea să creadă. I-am arătat și talonul mașinii, atunci s-a mai liniștit un pic. Un pic, că a văzut că totul e în regulă și nu e nicio problemă. Dar de obicei, mai ales românii pe care mai vedeam în trafic, erau foarte surprinși. Că n-am mai văzut până asta în țară de nu știu când, da, păi pe aici. Asta a fost reacția unui român din Viena, care era cu o platformă și ne urmărea până a ajuns la un semafor și a ajuns în stânga noastră
Și mă uitam spre ea la el, că na, și girofarul pus de platformă, zic că ăsta o fi cu poliția lângă el și cine știe ce vrea să, să ne dea vreo amendă ceva, dar nu, n-a fost caz. Ce fain. E fain că atrage priviri, e interesantă pentru că mulți nu știu care e povestea din spate. Și e și un subiect de conversație oriunde te-ai afla. Exact. Adică Dacia e limbajul universal când vine vorba de orice interacțiune umană. Spune-mi, te rog frumos, care e cea mai mare peripeție pe care ai trăit-o cu Bombonica sau cu Vlad Mobilul? Păi acum nu știu. Peripeții, emoții rele, bune sau de care? Asta te las pe tine să hotărăști ce vrei să împărtășești cu cei care ne urmăresc. Păi, hai să începem cu o parte mai puțin bună. Că toată lumea o să zică, păi știi, a mers aproape 25.000 de kilometri făcut în afara țării. N-a avut el probleme, cum să... O să poate Dacia, să mergi cu patentul și cu rusa de spune în portbagaj. Așa e. La fiecare drum am plecat cu de ceva după mine, iar peripeția pe care am avut-o, să zic așa, a fost în primul drum din Ungaria. La plecarea din Budapesta am avut probleme mai astea la relanti, mașina. Probabil gunoaiele din ultima benzinărie din țară își puteți să răsimțită prezența. Și a fost o chestie, am reușit până la urmă să pornesc, o țineam cât de cât accelerat, însă la un moment dat am forțat și cablul de accelerație așa încât s-a desprins. Și eram pe banda a treia, într-o intersecție relativ medie, am pus-o pe avarie, nu mai pornea deloc, am dat jos amândoi. După câteva minute am reușit să o împingem, dar într-o stație de autobuz, ceea ce nu era chiar legal. Și acolo am scos celălalt cablu de accesare pe care l-aveam la mine. Am încercat să dibuie, să văd acolo, ca să fie cireașa de pe tot, am și încercat. Ca să nu mai zic că lucrând la prindere și la asta, apa nu face foarte bine acolo. Așa am auzit și eu, că nu prea e ok să, da, să umbli cu apă pe acolo. A fost o peripeție care, na, stresa și de ploaie și de faptul că era undeva la, după ora 4, trebuia să ajungem la cazare destul de vreme, dar n-am mai apucat. Adică până la urmă am rezolvat, după o oră și ceva am rezolvat, fără amendă, fără nimic. Am reușit să pornesc mașina și văzând-o pornit, am simt-o accelerată și până la următoarea benzinărie. Chiar am trecut și pe un proaspăt roșu bus. Dar am zis că nu mai opresc la semafor, fac ce fac și nu. După care am ajuns la benzinărie, acolo am alimentat, am mai făcut câteva figuri și după aceea n-am mai avut absolut o problemă. Serios? A avut așa și a vrut ea să-și pună puțin cuvântul, să te facă să suferi puțin. Da, și asta e una din peripețiile pe care le-am trăit. Asta care e legată tot de următorul drum din 2017 în Norvegia. Acolo, când am văzut aurora boreală, am rămas surprins și chiar m-am bucurat că am putut să fac câteva poze și cu mașina și cu aurora undeva în spate, pe fundal. A fost ceva unic. Aia o să rămână tot timpul în minte, pentru că aveam muntele în partea dreaptă, marea în partea stângă și aurora care se juca pe ce. Dacă ai menționat așa puțin, mi-ai anticipat un pic întrebarea, dacă e un miros specific la Dacia care îți trezește fix punctul ăla din copilărie? Da, este acel miros de benzină de care nu scapi niciodată și totodată, având ceva vechime mirosul de benzină, se îmbibă cu materialele pe care le găsim înăuntru și capătă, nu știu, un alt miros mai puțin înțepător decât cel de benzină și
și dacă, de exemplu, nu m-aș plimba cu ea două săptămâni și a sta închisă, când te sui mașină, simți acel miros. Și... E ca o amprentă olfactivă, exact. Așa, e, face parte din personalitatea exact. Ei. Exact, chiar dacă a fost revopsită, a fost recondiționată și pe interior cât de cât s-a putut, acel miros a rămas. Uh-huh. Și e o amprentă la mașină. Bun. Acum, ce voiam eu să te întreb este legat de modul de îngrijire. Care erau ritualurile de îngrijire? Pentru că, din nou, ai menționat un pic în copilărie modul în care era tratată Dacia și cum, dacă respecti aceeași tradiție sau dacă în momentul de față tu ai alte ritualuri de întreținere pentru ea. Să zic că o parte le-am preluat de la, de la bunici. Din păcate, prelata aceea nu mai este folosită, nu mai există. Iar am găsit o altă prelată și, într-adevăr, când nu o folosesc așa des, pun prelata peste ea, o șterg bine de praf înainte și o acopăr să stea cât de cât ferită de ferici cât de soare și de întâmpărit. La fel, decuplezi bateria, o scoți? Da, recent am început să fac și treaba asta pentru că am avut probleme cu bateria. De obicei nu făceam chestia asta și nu aveam nicio problemă, însă bateria, deși este nouă de anul trecut, are mici probleme. Am preferat să încep să scot borna, că nu, un minut în plus, un minut nu contează așa. Contează până la urmă că prefer să ridici capota, să pui borna să pleci, decât să stai să iei curent de la altă mașină. Spune-mi, te rog frumos, dacă e costisitoare întreținerea unei astfel de mașini. Acum depinde. Pentru mine, unul, eu consider că nu este costisitoare, având în vedere piesele pentru mașinile noi, la ce prețuri sunt și la astea, prețurile pentru piesele de Dacia încă sunt rezonabile. Chiar am avut o perioadă în care, cu pandemia asta, în care am profitat din plin și am căutat coduri, am căutat echivalențe, astfel încât să, dacă o să am nevoie de ceva, să le pot găsi la orice magazin. Pentru că acum majoritatea magazinelor s-au cam închis, rar mai găsești oameni care să fi lucrat în domeniu și să zică, a, știu cum vine aia, știu ce piesă trebuie acolo, merge adaptată de la alt tip de mașină, dar... Întreținerea pe care o fac nu este foarte bună. Ok. Ultima întrebare aș avea pentru tine și anume, crezi că există o sumă de bani pentru care ai fi dispus să renunți la mașina asta? Nu. A fost în familie și o să vreau să mențin în familie orice ar fi. Am înțeles. Deci nu există deocamdată nimic care te-ar putea face să-ți schimbi părerea. E mai degrabă un obiect care ține de familie și să fie păstrat cumva așa, din generație în generație? Da, asta intenționez să fac și sper să-mi iasă. Având în vedere că o ai de 15 ani și că se vede că te mândrești atât de tare cu ea, eu sunt sigur că e pe mâini foarte bune. Vrei să-i mai aduci niște modificări ceva sau... Vrei să o păstrezi cât mai aproape de forma originală? Vreau să o păstrez cât mai aproape de forma originală, pentru că aveam eu ceva idei când eram ceva mai mic, dar na, erau ideile copilăriei și au rămas acolo, dar nu. Spre deosebire de multe persoane care a câștigat machina în bunătățit, nu, eu o să repar, o să fie de reparat. Iar sunt unele îmbunătățiri pe care le voi face, sunt cele legate de electronica din mașină, pe care le-am făcut mai mult de nevoie și din plăcere. Am înțeles. Și aici te referi la acel ceas de pe bord. Da, acel ceas care m-a ajutat la măsurarea temperaturii apei. Mai există încă un montaj, dar nu mai este montat acum pentru că vreau să-l îmbunătățesc, care măsoară temperatura aerului, presiunea atmosferică, date meteo. Și bordul acesta, neavând turometru din fabrică,
practic de aici a pornit toată nebunia asta cu montajele pe care le-am făcut. Un motiv a fost și pentru facultate. Și tema de licență și cea de disertație a fost digitalizarea unui bord mecanic. Da, ce fain. Și primul lucru pe care l-am făcut pentru mașină a fost un turometru, pentru că tot vedeam la mașini mai noi și bă, dar nu pot să fac eu unul. A fost turometru, după aceea a venit ușor, ușor și acest senzor de temperatură și am ajuns să dezvolt acest mic proiect Excel. Momentan nu mai este montat pe mașină, că este în revizie. Am înțeles. Super! Ce să zic, eu îți doresc foarte multă baftă în viitoarele tale demersuri. Sunt sigur că nu o să te oprești aici cu călătoritul cu Dacia. Care e următoarea mare călătorie pe care ți-ai propus? Păi, deocamdată suntem în analiză, să zicem așa. În afara țării încă nu știm. Poate să mai facem ceva cum am făcut anul trecut, când am fost invitat la evenimentul de 50 de ani de Genoa 12. Reduz sau cum se numește? Da, Reduz. Și doar că am cam rămas fără țări. Când te vezi acolo unde stai tu, ai atfildele cu toate țările pe care le-am vizitat. Și din câte se și vede, locul nu mai este foarte mult, dar există luneta pentru asta. Am înțeles. Am înțeles. Bun, eu îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat să-ți spui povestea aici și pentru cei care ne urmăresc, dar și pentru mine în mod direct. Sper să ne revedem cu drag peste un an și să vedem exact ce s-a mai întâmplat între timp, pe unde ai mai călătorit, poate ne vedem la o întâlnire Dacia Classic. Da, deci acum să vedem ce se va mai întâmpla în contextul actual și abia aștept să dea drumul din nou. Chiar mi-e dor de retroparade și de evenimentele la care am fost invitat. Cool. Până data viitoare, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Dacă vreți să mai vedeți povești, alte povești în episoadele următoare din Dacia 50 Vlog, nu uitați să-mi lăsați sugestii în comentarii. Dacă aveți întrebări pentru Vlad, la fel. Așteptăm cu cea mai mare plăcere în comentarii. Și cam asta a fost. Zi faină tuturor și mersi frumos, Vlad. Mai bine.